Start tipăririi buletinelor de vot pentru alegerile locale din Moldova. Începutul procesului dat de imprimare a fost dat astăzi la complexul editorial poligrafic Universul din Chișinău. Acesta este procesul de tipărire a primelor buletine de vot pentru alegerile generale locale din totalul de 7,8 milioane care urmează să fie imprimate în următoarele zile la 3 tipografii din Chișinău. Iar ceea ce vedeți aici este un buletin de vot care va fi folosit pentru alegerea consilierilor orașului Hâncești. Buletinele de vot, care vor costa 3,6 milioane de lei, vor fi tipărite în limba română și rusă. Pentru funcție de primar se vor tipări 2.194.000 de buletine de vot. Acestea vor fi de culoare roz. Pentru funcție de consilier de nivelul 1, la fel vor fi tipărite 2.184.000 de buletine, având culoarea gri afumat. Pentru funcție de consilier raional, municipal, se vor tipări 2,6 milioane de buletine de vot și vor avea culoare bej. Cel mai scump buletin de vot va fi cel pentru funcția de consilier municipal al orașului Comrat, unde s-au înscris 61 de concurenți electorali. 69 de bani, reiterez, cu excepție buletinul de vot pentru funcție de consilier în Consiliul Municipal Comrat, care va costa circa 3 lei buletinul în formă de broșură. Asta este situația, asta este efectul democrației. Amintim că în urma scrutinului local general din 20 octombrie 2019 vor fi aleși 898 de primari și 11.580 de consilieri locali.